Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, bun găsit, dragi telespectatori, suntem la emisiunea Ordinea de zi și vom avea o nouă dezbatere electorală astăzi, alături de trei invitați ai mei. Este vorba de domnul Victor Banța, candidat PNL pentru Consiliul Județean Goș. Bună seara tuturor! Bine ați venit pentru prima dată la ANSA TV! Bine v-am regăsit! Vă mai așteptăm. Domnul Ion Voica, candidat pentru primăria Săcelul din partea UNPR și fost primar. Bună ziua, de fapt. Bine ați venit. Sărumâinile și bine v-am găsit. E ora la care încă nu știu dacă e seară sau zi. Da, aici întuneric. Și domnul Constantin Handoreanu, candidat ALDE pentru primar, funcția de primar al comunei Crasna. Bună ziua și dumneavoastră și a privitorilor noștri. Bine ați venit. Și cenzor, am înțeles, la oștea de Moșneni, Ianinișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, exact. Am funcția de președinte al Comisiei de Cenzor la această oștă. Am înțeles. Și dacă tot am spus la dumneavoastră, haideți să spunem și la domnul Banța și la domnul... Cu ce vă ocupați în prezent? Din punct de vedere profesional, sunt inginer, electronist și economist. Ocup o funcție de execuție într-o întreprindere, care nu-i spunem o societate numai comercială. Și domnul Voica are o firmă și sunt privată. Și consilier județean. Nu mai aveți o firmă nu privată? Nu mai am firmă privată, am avut-o în 2007, am cedat-o fiului meu. Actualmente sunt consilier local în cadrul Consiliului Local Săcelu și în prezent candidat la funcția de primar al comunei Săcelu, sunt în campanie electorală. Și mai mult nu vreți să ne spuneți, am înțeles. Haideți să începem cu cronometru pentru domnul Victor Banța, candidat PNL la Consiliul Județean Gorj, pe care vreau să-l întreb cum vede Gorjul dacă ar fi condus de PNL. Total, într-un alt mod, un altfel de Gorj. Din sloganul nostru, plecând de la acea idee forță care se numește lege și locuri de muncă, putem să extrapolăm, să deducem și să inducem, sau cum vreți să folosim termenii, de așa manieră încât să modelăm viitorul județului Gorj de astfel. Dacă e vorba de lege și de locuri de muncă, aceste două concepte sunt foarte bine imbricate unul între altul și dependente unul de altul. Nu se poate să ai locuri de muncă fără respectarea legii, nu poți să respecti legea și să creezi condiții de respectare a legii fără ca să ai o bunăstare materială a cetățenilor care trebuie să o facă. De altfel, dumneavoastră ați fost prefect și ați veghea la respectarea legii. Da. Și atunci, ideea aceasta a venit nu numai din sânul Partidului Național Liberal, ci și din cercetările sociologice pe care noi le-am făcut în decursul timpului, și venim în întâmpinarea cetățenilor cu un program electoral care sperăm să satisfacă toate cerințele, sau, mă rog, o mare parte din ele. Cu respectarea legii, aici ne referim la toate aspectele, în toate domeniile, nu numai administrativ, ci și social, ci și economic, deci absolut în toate aspectele pe care noi le vedem acum corectate de instituții ale statului de drept și pe care nu ni le dorim în continuare. Adică ne dorim un mediu economic sănătos și prielnic pentru toți întreprinzătorii din Gorj, ne dorim o administrație puternică bazată pe competență, pe respectarea legii, cu proceduri de achiziții publice, cu bugete bine construite care să satisfacă cerințele oamenilor, iar din punct de vedere social ne prezumăm faptul că, respectând ceea ce am spus până acum și îndeplinind anumiți pași, vom putea să creăm locuri de muncă, deci vom avea din acest punct de vedere o respectare a tuturor standardelor. La ce mă refer? În primul rând, ne-am gândit că trebuie să avem o infrastructură de așa a județului Gorj și a tuturor unităților administrativ componente, de așa manieră încât investitorii să fie atrași. Vedeți, în momentul de față nu avem un drum expres sau autostradă care să lege Târgu Jiul, capitala Gorjului, de o capitală apropiată cu aeroport internațional și care să suporte cel puțin un trafic mediu de 100 de tiruri pe zi, care să aducă materia primă la fabrici sau să ducă produsul finit. Nu avem un aeroport în Târgu Jiu, iar pe o rază de 100 de kilometri, iarăși nu avem un aeroport internațional, cel mai aproape fiind la Craiova, la 120 de kilometri. De aici pleacă totul, de la lipsa infrastructurii.
Infrastructură rutieră mă refer, dar acum vorbim de infrastructura economică, ce trebuie pregătită de administrația locală și cu care să vină în întâmpinarea capitalului, celor care dețin capitalul, investitorii, că sunt autohtoni, că sunt străini, să poată să-și desfășoare activitățile economice. Și aici mă refer la parcuri industriale. Parcul industrial pe care îl avem, deși directorul acelui parc a întreprins destul de multe acțiuni ca să îl fluidizeze fluxul de capital, să poată să creeze condiții pentru investitori, aceștia n-au venit, pentru că, din păcate, Consiliul Județean Gorj nu a reușit să facă acest lucru, din care fac și eu parte, dar noi suntem opoziție și recunosc că am venit și cu propuneri care nu ne-au fost luate în calcul. Și din acest punct de vedere, noi vrem să facem în Târgu Jiu și în alte unități administrative importante, Turceni, Motru, Tismana, Novaci și altele, astfel de centre de afaceri în parcuri industriale. Timpul. Continuăm. Sigur, mulțumesc. Într-o serie următoare. Domnul Ion Voica, ce doriți dumneavoastră să faceți la Săcelu? Sunteți candidatul 2. Domnul Ion Voica este candidatul UNEPR pentru funcția de primar al comunei Săcelu. Și vreau să vă întreb, ați avut un mandat, ați lucrat pentru săceleni, ce doriți să faceți dacă veți câștiga un nou mandat? Am avut un mandat în perioada 2008-2012, când am inițiat mai multe proiecte, vorbesc de forma scrisă a proiectului, încercând să obțin aprobări de pe la ministerele guvernului din acea perioadă, 2008-2012, am reușit să introduc la Ministerul Dezvoltării două proiecte pentru asfaltarea a două drumuri comunale, pentru satul Blahnița de Sus și pentru satul Săcelu. Proiectele au rămas în derulare, am înțeles de la actuala conducere că s-ar fi obținut finanțare. Doresc să pot continua acele proiecte. Pe lângă acele proiecte, doresc ca în imediata perioadă, dacă voi prelua mandatul de primar al comunei Săcelu, să reușesc să ajung la o înțelegere cu persoana care deține rețeaua de alimentare cu gaze în comuna Săcelu, pentru că eu consider, am considerat și în perioada când am fost primar, consider și în această perioadă că o rețea de gaze nu putea fi cumpărată de o persoană privată. Rețeaua de distribuție, rețeaua de aducțiune din satul Cojeni până în centrul stațiunii Săcelu a fost vândută domnului Bercea, care o deține în această perioadă. În perioada anilor 2000-2004 a fost executată o lucrare de o rețea de alimentare cu gaze, care a rămas doar o conductă prin pământ, și îmi doresc să pot să introduc gaze și pe acea conductă și cetățenii comunei Săcelu să beneficieze de gaze în comuna Săcelu. Pe lângă toate astea, îmi doresc să am o activitate legată de infrastructură, adică toate drumurile comunale și toate drumurile sătești, inclusiv cele de tarlale și exploatare, unde pot fi obținute fonduri, să inițiez proiecte, partea scrisă a lor și să obțin finanțare pentru a face acele drumuri. De unde vreți să obțineți finanțare? De la Guvernul României și din fonduri europene. Pentru asta o să am o colaborare intensă cu o firmă de consultanță care se va ocupa de aceste proiecte și beneficiarii vor fi cetățenii comunei Săcelu. Un alt gând al meu și am trecut-o la priorități este un parteneriat public-privat legat de activitatea de turism din comuna Săcelu, în sensul că și în acest moment consider că bunurile pe care le-a cumpărat RAL Oltenia de la OJT Gorj trebuia să aparțină unității administrativ-teritoriale comuna Săcelu, iar cei de la RAL, dacă voiau să facă turism, să administreze de CEO, de actual CEO. Am colegi de-ai mei de la partid, chiar de la partidul lui domnului Banța, de la PNL, care susține că va lua stațiunea Săcelu sau va lua activele și imobilele din stațiunea Săcelu. Eu nu pot să fiu de acord cu... Să le ia cine? Că le va lua comuna Săcelu. Să vă explic eu când îmi vine... Eu nu pot să fiu de acord că le va lua comuna Săcelu, pentru că nu le va putea întreține și administra, și sunt de părere că trebuie să execute un parteneriat public-privat ca și cetățenii comunei Săcelu să beneficieze de, să spun eu,
de rezultatele stațiunii Săcelu sau de rezultatele izvoarelor comunei Săcelu, care în 23 de secunde printre altele aparțin comunității. Pe lângă toate astea, în Săcelu sunt multe de făcut, pentru că în 25 de ani nu mulți și-au aruncat privirea spre comuna Săcelu. Am înțeles, mulțumesc. Continuăm cu domnul Constantin Handoreanu, candidatul ALDE la funcția de primar al comunei Crazna, și aș vrea să spuneți dumneavoastră la Crazna ce planuri aveți. Aș vrea să spun că înainte de a fi președinte al Comisiei de Cenzuri, sunt profesor. Sunt profesor la Liceul Teoretic Novaci și de aici vreau să spun că îmi doresc din tot sufletul să creez în comuna Crazna un grup de tineri, un grup de tineri inimoși, cu care să duc pe 15-20 de ani proiecte, să facem împreună toate utilitățile care sunt necesare în această comună, și anume mă refer la canalizare, care nu există deloc în comuna Crazna. Pentru care trebuie foarte mulți bani. Trebuie foarte mulți bani, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm, pentru că canalizarea... Vreau doar să întreb de unde veți lua foarte mulți bani. Bugetul permite să faceți... Nu, sigur că bugetul comunei Crazna, bugetul local, din fondurile locale, nu permite să facem o astfel de investiție. Însă trebuie să găsim soluții pentru fonduri europene. În acest sens, deja am luat legătura cu foști elevi de-ai mei, care în momentul actual sunt la firme de consultanță pentru proiecte regionale și care ne vor ajuta cu consultații gratis, după care, bineînțeles că, găsind acele soluții, vom face ceea ce trebuie pentru canalizare. Repet încă o dată, poate nu toată lumea, poate nu toți locuitorii din comuna Crazna conștientizează importanța canalizării. Oameni buni, ne otrăvim singuri. Dacă noi vom continua să deversăm, fie în păraie, fie în haznale, mai mult sau mai puțin ecologice, contaminăm. Trebuie să găsim această soluție, trebuie să o facem, nu știu, în următorii ani, trebuie să facem un proiect pe termen lung și să facem astfel încât această lucrare să o ducem la bun sfârșit. Bineînțeles, mai sunt drumuri de asfaltat. Și aici trebuie să spun foarte clar că unele părți ale comunei, cele care sunt mai retrase, nu beneficiază în acest moment nici de colectarea gunoiului menajer, tocmai datorită sau tocmai din cauza acestui fapt că nu avem drumurile asfaltate. Bineînțeles, o a treia prioritate pe care o văd este sprijinirea turismului, inițiativei private în turism, pentru că eu cred că și comunitatea noastră are potențial, se află, este cumva o localitate de tranzit între Novaci cu Transalpina și Târgu Jiu, Curtișoara, Săcelu. Trebuie să găsim între noi, între comunitățile astea, Novaci, Săcelu, Târgu Jiu, Curtișoara, o formă de asociere, astfel încât să ne promovăm mult mai puternic, astfel încât omul care vine, de exemplu, la Săcelu pentru o cură balneară să poată să facă o vizită și la noi în Crazna, să vadă mănăstirile, să facem acolo un centru etnocultural bogat, avem meșteri încă care pot să mai facă fluiere și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le putem crea. Bineînțeles, mai este și problema cu centrul de informare, care nu este pus unde trebuie, nu este semnalizat cum trebuie în acest moment și așa mai departe. Trebuie să mutăm pe acest drum care face legătura între Novaci și Bumbești. Da, e o localitate frumoasă, Crazna, și Săcelu de altfel, și județul nostru, de la Târgu Jiu în sus, o frumusețe de județ, de la Târgu Jiu în jos, numai industrie, care, din păcate, e cam pe ducă. Domnul Banța, în calitate de viitor consilier județean, spunem,
și poate actual, președinte al Consiliului și actual. Vedem ce decid sorții alegerilor. Cum vedeți viața economică din punctul ăsta de vedere al CEO și, bineînțeles, al, iată, în Târgu Jiu avem o grămadă de unități, foste unități economice, care acum sunt devastate. Lăsați-mă să mă leg de ceea ce spuneam data trecută și mă refeream la infrastructura rutieră și de transport, infrastructura economică, fac legătura cu aceasta și trec și la să fim în concordanță cu ce spunea domnul primar. Da. Deci, în ceea ce privește infrastructura economică, am spus, ne bazăm pe acele parcuri industriale, creând condiții optime, atât din punctul de vedere al clădirii, al logisticii, al racordurile electrice, accesul la un drum național de importanță, la o cale ferată și așa mai departe, deci căi de acces, dar și apropierea față de resurse. Vedeți, nordul județului are un anumit gen de resurse, sudul județului are alt tip de resurse și aici facem și venim întâmpinarea ceea ce tocmai a spus dumneavoastră. În ceea ce privește nordul județului, predomină industria turismului, industria forestieră, da? Există și are un fapt, numai că este haotic. Da? Și numai spunând, și industria prelucrătoare de lapte, da, și de fructe. Este un specific fructe al nordului județului. În nordul județului este plin, numai că ele cad pe pământ sau le sunt prelucrate haotic și spontan la nivel familial. Aia da. La nivelul lactatelor avem câteva fabricuțe importante și stăm destul de bine, dar nu foarte bine. Dar în ceea ce privește turismul, că ține tot de nordul județului, era odată un slogan, hai acasă la Brâncuș, și s-a făcut acolo anul trecut un tam-tam, pe la Rânca, pe la Târgu Jiu, pe la Hobița și nu mai știu în câte localități. Și când au venit turiștii străini, pentru că a fost promovare intensă, da? Au venit turiștii străini la Rânca, i-am întâmpinat, hai acasă la Brâncuș, cu miros de fecale și de urină. În stațiunea Rânca. Pentru că acolo infrastructura este jalnică, este dezastruoasă, este infectă, care poluează mediul într-un mod înfiorător, care produce o sursă de risc pentru oricare dintre turiști. Sunt multe pensiuni care deversează în pădure, în pârâuri, în văi, în nu știu câte locuri. Pentru că acea canalizare este nefuncțională. Ea a fost concepută printr-o asociere între Consiliul Județean, Primăria Nova, Consiliul Local Nova și Consiliul Local Baia de Fier în perioada 2010-2012, executată prost. Și aici fac legătura și cu infrastructura domeniului schiabil, pentru că au fost un proiect integrat acolo, da? Corect. Și unde s-au investit peste 10 milioane de euro și care nu sunt folosite absolut la nimic. Infrastructura de canalizare în stațiunea Rânca este nefuncțională și nerecepționată în mare parte, decât pe jumătate. Vedeți, știți, stațiunea Rânca e un specific. Jumătate sau cât o fi la Baia de Fier, restul la Novaci. Fiecare comună își dă bătălia pentru supremație, pentru concesiuni, pentru impozite, pentru nu știu ce alte avantaje, domeniul schiabil și așa mai departe. Chiar se ceartă pe granița dintre localități. S-a rezolvat grănițuirea. S-a rezolvat? Da, grănițuirea se spune. Corect? S-a rezolvat, nu știu. Asta să spună prefectul și cei îndirtui să o facă. Dar s-a rezolvat, nu asta era problema. Consiliul Județean trebuia să se implice. Și trebuie în continuare, are datoria să se implice ca să facă din Rânca o stațiune de sine stătătoare, de interes național, dotată cu infrastructură, atât din punct de vedere a apei și canalului. Rutieră are, că este transalpina. Doamne ajută, mulțumim lui Dumnezeu și celor care au avut ideea să o facă. Iar domeniul schiabil, care este foarte mult solicitat și care este foarte mult aglomerat, lasă de dorit, pentru că investițiile făcute de către stat, nu vorbim de cele private, jos pălăria, familia care și-a făcut datoria acolo și e o investiție privată, dar insuficientă. Vorbim de pârtia de pe vârful Păpușa, de ceea ce se poate extinde către domeniul din Transalpina Ski Resort din județul Vâlcea și multe altele. Deci este un domeniu schiabil foarte important acolo. Ei, noi asta avem de gând să facem. Și pe lângă asta, din stațiunea Rânca de sine stătătoare, preluarea stațiunii Săcelu la Consiliul Județean este de interes național. S-a terminat. Și administrarea lor corespunzătoare. Continuăm în seria următoare. Da, i-au zis domnul Ion Voica și spune domnul vreau Victor Banța. Vreau să continui eu cu ce a încheiat domnul Banța. Asta vreau eu și eu să vă întreb, că dumneavoastră spuneați că nu vreți să-l preia Consiliul Local, care e soluția? Nu, am vorbit de un parteneriat public-privat și consider că acea avere, stațiunea Săcelu, da, care implică imobile
active și până la urmă rezervele solului, însă celu, nu pot fi preluate și administrate de Consiliul Județean. Cred că nu vreau să intru în polemici cu domnul Banța, pentru că chiar nu vreau să intru, pentru că eu am colaborat cu domnul prefect în administrație și ne-am înțeles chiar foarte, foarte bine. Chiar a funcționat legea așa cum spune dumnealui, că vrea să introducă... Străinii zic furtună de idei, din furtuna de idei... Corect, corect. Brainstorming iese cea mai bună idee, trebuie să primeze. Corect, se nasc lucruri bune. Însă... Revin la stațiunea Săcelu și la bunurile din stațiunea Săcelu. Cred că o mare greșeală s-a făcut atunci când OJT Gorj, care a fost un posesor prin al terenurilor și al averii comunei Săcelu, a reușit să vândă în mod ilegal acel patrimoniu RAL-ului sau CEO-ului actual, care niciodată nu s-a ocupat de turism. Gândurile dumnealor de la acea vreme au fost bune. Din punctul meu de vedere, faptul că s-au ocupat și au gospodărit până astăzi acele imobile a fost un lucru foarte bun. Însă, Consiliul Județean, în parteneriat tot cu comuna, da, tot public-privat, să nu îi înlăturăm nici cei pe cei de la CEO, pentru că oamenii au investit acolo, pe lângă suflet, bani foarte mulți, este adevărat, de la bugetul național, însă tot ce este acolo, cred că revine comunei Săcelu. Pe lângă stațiunea Săcelu pot fi create locuri de muncă, nu foarte multe, cum și-ar dori foarte mulți tineri și foarte multe persoane, dar acele locuri de muncă care pot fi create în acea zonă, cred că ar trebui ocupate de cetățenii ai comunei Săcelu cu pregătirea necesară. Spre marea mea surprindere și spre regretul meu, în Săcelu, pe fiecare perioadă estivală sau în fiecare an, au fost aduși oameni din alte comune și au fost plătiți de la stațiune, pe când tinerii și cetățenii care aveau nevoie de un loc de muncă n-au fost băgați în seamă la Săcelu. Însă, eu am făcut o înțelegere legată de Casa Moangă cu Consiliul Județean, cu domnul președinte Călinoiu, au preluat Casa Moangă din anul 2009, au lucrat la niște proiecte pe hârtie, am înțeles, sau numai la hârtie, Casa Moangă nici măcar nu este conservată. Eu acolo am un plan în viitorul apropiat, în situația în care voi ieși primar al Comunei Săcelu, să fac un muzeu al Comunei Săcelu și tot ceea ce înseamnă patrimoniu legat de un muzeu și de așezământ cultural, să aducă bani în Comuna Săcelu. Aș fi bucuros dacă Consiliul Județean, împreună cu Comuna, s-ar ocupa mai mult de stațiunea Săcelu, pentru că la Săcelu nimeni nu s-a gândit de la Revoluție până astăzi, iar izvoarele minerale cred că pot aduce beneficii nu numai Consiliului Județean, nu numai Comunei Săcelu, toate întregii zone de sub munte și nu numai. Și cred că dacă ar fi un parteneriat corect între toți cei trei parteneri, Consiliul Județean, Comuna Săcelu și CEO, n-ar fi un lucru foarte rău. 20 de secunde. Da. Pe lângă turismul care s-a făcut dintotdeauna în Comuna Săcelu, există și alte priorități care pot fi benefice locuitorilor Comunei Săcelu. Și pe care ni le veți spune în seria următoare. Să vedem cum continuăm la Crazna cu domnul candidat al ALDE, Constantin Handureanu. Păi, înainte de a începe despre comuna mea, aș vrea să-l întreb pe domnul Voica dacă știe că o fată de la Săcelu a luat acum 5 ani locul întâi la faza națională clasa 12-a pe specializarea turism. Și mă rog, dacă nu știe, acum să-i spun eu dumnealui, tocmai spunea domnul primar că vrea să angajeze forță de muncă în limita calificărilor. Iată că există tineri, nu vreau să spun că de la mine, de la Comuna Crazna, nu sunt. Dimpotrivă, anul acesta am avut iarăși o elevă, Diana Puiu, care s-a calificat la faza națională, a venit cu un rezultat meritoriu de acolo, tot faza de turism. Deci la Liceul Teoretic Novaș pregătim pe nivelul mediu, bineînțeles, studiile superioare se fac în altă parte, oameni care
pot să vină cu idei și care pot să aibă o pregătire pe domeniul respectiv. Pentru că toți suntem pe turism, cum vreau eu să fac dezvoltarea în acest domeniu în comuna Crasna, noi nu avem o stațiune. Eu aș vrea ca prin acest punct de informare turistică și cetățenii care au camere disponibile, 2-3 camere, să poată să le pună în circuit, astfel încât cei care sunt în tranzit de la Săcelu, de la Târgu Jiu spre Transalpină, să poată să rămână o noapte, 2-3, să beneficieze de o alimentație naturală, de un aer curat și așa mai departe. Astfel încât să existe și pentru locuitorii din zona noastră un beneficiu atât prin valorificarea produselor naturale pe care aceștia le realizează în propria lor curte. O altă problemă pe care trebuie să o rezolvăm noi la Comuna Crasna este legată cumva de transparență și comunicare. Transparență și comunicare între administrație și cetățeni. În acest moment site-ul primăriei funcționează cu informații de acum 5 ani. Bugetul de venituri și cheltuieli este cel din 2011. Aș vrea ca toate hotărârile, tot absolut tot ce se decide în Consiliul Local să fie promovat și să fie publicat pe acest site al primăriei, pentru că de asta există. Vorbind despre comunicare, despre informare, nu știm exact ce anume, ce proiecte s-au făcut, cum s-au făcut, ce bani s-au cheltuit. Mai e încă o mare problemă pe care eu sper să o rezolvăm. Poate există o strategie de dezvoltare locală. Nu o știm, nu s-a discutat cu noi. Eu n-am fost nici solicitat, nici nu știu dacă s-a solicitat ajutorul cuiva. Poate că există această strategie, am căutat-o pe internet, pe site-ul primării, nu am găsit-o. O strategie de dezvoltare pe termen lung, astfel încât să știe fiecare cetățean, băi, pe la 2020 o să avem și noi aici în vârful satului și canalizare și asfalt și tot ce trebuie. Să facem această strategie trebuie făcută și cu oameni specialiști, dar trebuie făcută și cu ajutorul oamenilor, pentru că dacă oamenii nu comunică, nu se comunică cu oamenii nu vor accepta această strategie. Nu simt că este și rolul lor aici. De asta trebuie ca această strategie să fie făcută în urma unor discuții cu toți cetățenii comunei. Da. S-a terminat și timpul, ați urmărit. Am urmărit, sigur, ca să nu depășesc. Domn profesor, cu ochii pe cronometru. Eu vă dați seama că trebuie să am scenariu foarte bine făcut la clasă, astfel încât să nu depășesc, că mă ceartă elevii că le mănânc pauză. Că le mâncați din pauză, da. Da, este Crasna, într-adevăr, o localitate de tranzit, dar puteți face turism dacă ați ieși un pic spre drumul ăsta cu mai multe activități care să, nu știu, decât parcă o pensiune în toată Crasna sau două. Deja se investește acum într-o pensiune mai mare la Aniniș, este și cu... Da, vorbim data viitoare. Pensiune, județul Gurs, sunt sute, poate mii. Timpul domnului Banța, vă rog frumos, regia. Așa, m-ați întrebat despre partea de sud, despre CEO, despre minerii și energie. Este un punct foarte sensibil, mai ales și de actualitate în momentul de față. Trece printr-o sincopă, sperăm să fie rezolvată cum trebuie. Politica Partidului Național Liberal în ceea ce privește acest lucru la nivelul județului Gorj este, vedeți aici, din programul Lege și Ordine, citez, realizarea mixului energetic diversificat și echilibrat. Adică ce să conțină? Mixtură de producători de energie și din punct de vedere al resursei minerale cărbunele și din punct de vedere al celor regenerabile. Ca de așa manieră încât să fie corelat cu politicile europene și regionale în domeniu, adică să nu încălcăm legislația. Dar haideți să vorbim pe înțeles oamenilor. Deci, cărbune... Mix energetic înseamnă să produci energie la un preț de cost de acceptabil pentru orice perioadă a anului și când plouă și când nige, când e secetă. De acord, dar ce băgăm în mix? Deci, băgăm ceea ce ne dă voie legea. Termo. Și ceea ce avem. Termo, apă, hidro, soare, vânt, panouri eventual. Solare.
eventual. Eoliene, da. Deci tot. Deci lucrurile astea, da, dar într-o anumită cotă și o anumită măsură, de așa manieră încât coșul acela să fie axat pe politicile energetice ale întregii regiuni la și ale Europei. Regional, județean sau național? Când mă refer regional, vorbim european, pentru că România este la ora actuală imbricată într-un program regional de transport de energie cu Cehia, cu Ungaria și cu Polonia. De acord, ca transport, dar spuneți-mi ca și producție. Deci ca și producție trebuie să ne integrăm în legislația europeană și se poate face acest lucru cu voință. Am o întrebare, se închide roșuța? Motru? Este o întrebare Lupoaia? Particulară care nu privește o strategie de generală. Noi n-am vrea să se închidă niciuna din aceste capacități, dar dacă se închid, întrebați pe cei de la CEO care conduc în momentul de față compania, de ce o fac și care sunt strategiile pe care le au. Cert Bun, este că din ceea ce vedem nu se întâmplă. Trebuie închise? Nu trebuie închise. Trebuie păstrate acele cariere, exploatări de suprafață a cărbunelui care au un cărbune de eficiență calorifică mare, o putere calorifică în jur de 1800, așa cum este media în Gorj, și care sunt eficiente din punct de vedere al costurilor. Depărtarea față de termocentrală, costul de transport până acolo, poate nu distanța este cel mai important atu sau dezavantaj, dacă vreți să-i spunem da, așa. Da, da, s-a transportat cu trenul, după care nu s-a mai vrut și s-a transportat cu camionul. Ați văzut, deci aici lucrurile acestea pot fi extrapolate la toate nivelurile, că acestea sunt modalități de supape de scurgere, de refulare a unor bani din bugetele acestea ale avuției noastre a tuturor către anumite interese. Noi, Partidul Național Liberal, avem interesul să stopăm și să înfundăm acele supape de refulare și să facem ceo de așa manieră încât pe baza bugetului propriu, care poate fi consistent, vedeți în momentul de față CEO chiar are profit operațional, ceea ce îmi spune multe, așa cum este acum, să poată să se dezvolte și să se mențină atât timp cât durează această resursă energetică strategică și importantă a României, pentru că vă spun, eu am trecut prin criza de gaze în 2008 când eram prefect. România era frustrată, i se închisese robinetul de către puterile răsăritene, prietenii noștri cu ghilimele de rigoare. Corect. Și atunci a trebuit să traversăm acea criză de gaze. Gorjul a dus în cârcă toată țara cu cărbunele care să suplinească lipsa de gaze naturale aproape în toate capitalele județene din România. Iar acest spune mult, mai mult. Vedeți, când este secetă foarte mare, am trecut prin perioade de secetă, Gorjul a dus greu în România. Da? Continuăm? Da. Tura următoare. Sigur că da. Eu vreau să... Timpul pentru domnul Voica, vă rog. Domnul Ion Voica, candidat. Eu vreau să încep de unde am terminat discuția și vreau să spun telespectatorilor dumneavoastră și domnului prefect, eu așa îl cunosc de când era dumnealui prefect, că problema stațiunii Săcelul este o problemă sensibilă. Și vreau să mă întorc aici, nu întâmplător, am spus că eu îl numesc pe domnul Banța prefect. Am discutat și am colaborat împreună, când dumnealui era prefect, când eu eram primar, la reconstituirea și constituirea dreptului de proprietate. Vreau să spun că stațiunea Săcelu este în mare criză în acest moment din cauza reconstituirii dreptului de proprietate. Și sunt localitatea persoane, în general. Toată țara este așa. Și localitatea în general. Da, vedeți, dar aici este o problemă nu sensibilă, extraordinar de sensibilă. Sunt persoane care au revendicat așa. Stațiunea Săcelu, terenul. Când s-a referit la stațiunea Săcelu, a revendicat tot ce înseamnă zona de centru a comunei Săcelu, care cuprinde și stațiunea Săcelu. Bazinele din stațiunea Săcelu, imobilele din stațiunea Săcelu, versantul din stânga al stațiunii Săcelu, versantul din dreapta, școala Săcelu. N-am să spun care este numele acelor persoane. Regretabil este că oamenii știu, sigur. Regretabil este că pe rolul instanței la Tribunalul Gorj este în derulare un proces unde această familie a revendicat peste 600 de hectare de teren. Și vreau să vă spun că centrul stațiunii Săcelu și stațiunea Săcelu înseamnă aproximativ 10 hectare de teren. Ori, până nu se lămuresc reconstituirile și constituirile dreptului de proprietate, aici degeaba vorbesc și eu, degeaba vorbește și domnul prefect, pentru că
Acesta este lucru cel mai sensibil în Comuna Săcelu, să se stabilească odată pentru totdeauna domeniul juridic al imobilelor care au aparținut domeniului public și domeniului privat. Ori, noi trebuie persoanelor cărora trebuie să li se reconstituie dreptul de proprietate, să-i punem în posesie pe terenurile care le-au avut dumnealor, iar legat de bunurile domeniului public, împreună cu Consiliul Județean, împreună cu Prefectura, împreună cu Guvernul României, să fie stabilit clar care sunt bunurile care aparțin domeniului public. Și am să continui aici să spun că au fost încasați ca și chirie sub sala de sport și sub teatru de vară al Comunei Săcelu suma de 10 miliarde de lei, domnul prefect. Când, ori, când, în ce acum, perioadă? Domnul prefect, acum? În perioada mandatului actualului primar 2012-2016, iar acum comuna este în continuare... Dar cine a stabilit că trebuie plătită chiria? Instanța de judecată, pentru că instanța de judecată a fost dusă în eroare, nu au fost comunicate documente care să stabilească și care să arate că sala de sport, domnul prefect, a fost construită în 2004 pe acel program CNI, ori dacă terenul nu ar fi aparținut domeniului public, nimeni n-ar fi putut să construiască acea sală de sport acolo. Instanța n-a avut documentele necesare să analizeze și să stabilească că un bun de utilitate publică nu poate fi reconstituit, nu poate fi obligat la plata unei chirii. Din această situație a avut momente Comuna Săcelu când a fost introdusă în insolvență. Ori, este un lucru grav și de asta am și ținut să spun ca toată lumea să afle și domnul Banța să afle că acolo este o problemă sensibilă și împreună trebuie rezolvată această problemă. În situația că eu ajung primar al Comunei Săcelu, dumnealui ajunge la Consiliul Județean, trebuie să ne dăm toți mâna. Consiliul Județean nu are nicio treabă cu restituirea. Nu, Consiliul Județean se angajează că are parte cu administrarea stațiunii. Da, corect. De acord cu dumneavoastră, nu, eu sunt doar moderator, nu am dreptul să îmi spun puncte de vedere legate de situațiile de genul ăsta, dar vreau să vă spun, dragi respectatori, că am participat întâmplător la o ședință de judecată așteptând un proces al opștii Crazna, la care domnul candidat de la Crazna este cenzor sau președinte al Comisiei de Cenzori. Și am aflat cu surprindere că din primăria Săcelu la un moment dat au dispărut niște documente. E adevărat? Așa am fost învinuit la acea vreme. Lucrurile se lămuresc. Eu cred că fiind primar al Comunei Săcelu, nu aveam niciun interes acolo și nu aveam cum să iau, să sustrag acele documente cu lumea. Nu, vă întrebam dacă au dispărut. Dacă le-ați niciodată n-au dispărut. N-au dispărut? Niciodată n-au dispărut și era vorba de documentele familiei Jurebie. Înseamnă că n-au fost pus la dispoziția instanței. Să continuăm. A fost o paranteză, m-am mâncat sub limbă. Nu, sunteți obiectivă ca de fiecare dată și verticală, la fel ca și ziarul vertical. Mulțumesc tare mult. Chiar o să continui ancheta asta pentru că mi-a trezit așa interesul și pofta de o anchetă jurnalistică. S-au lămurit lucrurile și mă sunt bucur, discutăm după. Cu mare plăcere. Bun. Continuăm cu domnul Constantin Handoreanu, candidat al de la funcția de primar al Comunei Crazna. Vă rog, ce propuneți în continuare? Păi, dacă tot suntem pe partea de turism, haideți să mergem pe treaba asta. Văd că și domnul primar de la Săcelu, candidat la primărie, are, nu știu care sunt problemele dumnealor acolo legate de proprietate. Pe mine mă interesează și cred că ne interesează pe toți să reușim să creăm un parteneriat între toate unitățile administrative, să ne promovăm agresiv pe toate canalele posibile, online, publicații de specialitate. Ghiși ce făceam, dați voie să vă întrerup un pic, vă mai dau câteva secunde pe urmă. Ghiși ce făceam eu și cu colegul meu Marius Pană sâmbătă pe la ora 6 după amiaza. Duminică, filmam mănăstirile dumneavoastră. Abia le-am găsit.
Asta pentru că, din păcate, semnalizarea lor este deficitară, așa cum am mai spus înainte. Dacă nu le ai semnalizate, cum să nici le găsească? Nici gorjenii nu le știu. Ce să le mai găsească? Asta a fost o problemă. Noi avem un punct de informare turistică, dar el este amplasat undeva unde doar cetățenii din zonă se pot informa. Păi nu, ce să se mai informeze? Ce să se mai informeze ei? Că ei știu despre ce este vorba. Trebuie să creăm materiale promoționale, trebuie să facem campanii de promovare în comun. Este un program Oltenia de sub munte. Ne înscriem absolut. Abia sunt sigur că copiii cu care lucrez la școală abia așteaptă să se implice. Abia așteaptă să se implice în treaba asta, iar pe partea de Facebook online asta nu-i întrece nimeni cu siguranță. Important este ca cineva să ia inițiativa, cineva să ducă steagul, cineva să meargă înainte și ei vor veni. Copiii aceștia sunt copii extraordinari și vor să facă treabă pentru comunitatea lor, dar vor să știe că este corectitudine și că îi reprezintă cineva care vrea să facă ceva cu adevărat pentru comunitatea lor. Ne interesează să promovăm. Păi cum promovăm? Avem aceste târguri tradiționale, urmează Drăgaica, acum este la Radoș. Din păcate rămâne la stadiu de bâlci între ghilimele, doar cu haine second hand și așa mai departe. Nu mai sunt nici acele bunuri tradiționale sau dacă sunt puse pe undeva într-un colț acolo, nu mai sunt așa cum erau pe vremea când eram eu mic și îmi făcea mare plăcere să merg să văd dulcioare, să văd tot ce însemna ceramică și așa mai departe. Nu mai sunt dansurile populare. Avem copii talentați care acum sunt pe la ansamblurile folclorice de la Novaci și care ar face voluntar, la fel, trebuie să existe cineva care să-i tragă, cineva cu entuziasm, cineva care să vină spre dacă ei. Dacă dumneavoastră sunteți profesor, v-ați dus la Novaci în loc să faceți asta la Crasna. Stați un pic să vă spun. Mă mănâncă să limbă. Păi vă mănâncă, da, avem un candidat care vrea să de propună, ce la Novaci, nu să propună un liceu. Păi da, stați puțin, eu am specialitatea mea, este economist. Vreau să vă întreb. Sunt economist, aha. Nu pot să predau la școala generală, nu am cum, păi deci vedeți, nu, credeți-mă. Deci am lămurit telespectatorii, de ce dumneavoastră spuneți că toată lumea pleacă la Nova și ați plecat și dumneavoastră? Da, nu aveam cum, chiar nu deci aveam nu cum, dar asta nu înseamnă că nu o să merg la copiii de generală. Ei, copiii de generală vin la noi la Novaci. Un candidat a vrut vrea să facă un studiu ca să facem un liceu la Crasna. Eu mă gândeam că mai bine făceam o facultate din asta fără bacă, era mai bine. În fine. 8 secunde. Da. Încă o dată, repet. E nevoie de entuziasm, este de nevoie de o reîmprospătare la Comuna Crasna, e nevoie de tineri, e nevoie de suflu proaspăt. Adică vrea să spună că e nevoie de dâns. Domnul Victor Banța, candidat PNL la Consiliul Județean Gorj, ultimele 4 minute să tragem concluzii legate de Gorj. La infrastructură, să vorbim de resurse de finanțare pentru proiectele pe care am vrut noi să le spunem pentru infrastructura rutieră, vă spun că Uniunea Europeană a alocat României pentru exercițiul financiar 2013-2020, din care au trecut deja 2 ani, 1000 de milioane de euro, ceea ce înseamnă peste 700 de kilometri de autostradă sau de 3 ori mai multe drumuri județene modernizate sau de 10-15 ori mai multe drumuri comunale modernizate. Deci iată, sunt bani aici. Bani pe care noi putem să-i atragem. Gândiți-vă că banii ăștia ne sunt oferiți și noi nu suntem capabili să-i atragem. De ce? Pentru că au fost interese să fie direcționați politic. Ați văzut și dumneavoastră niște programe naționale cărora li s-au dat niște nume pompoase. Și s-a spus Programul Național de Dezvoltare Locală, Programul Național de Dezvoltare Infrastructurii de nu știu care și așa mai departe. Nimic. Toți banii s-au folosit pentru atragerea unor primari, unor consilieri, unor factori politici și administrativi de decizie în putere ca să decidă și să câștige putere și mai mare și să aibă niște interese de grup. Noi nu mai facem acest lucru. N-a făcut niciodată Partidul Național Liberal, niciodată n-am fost de acord la nivelul Consiliului Județean Gorj, ne-am opus la toate astfel de proiecte și megalomanice și cu tentă politică pentru obținerea unui capital politic imediat. Și vreau să vă spun că în domeniul sănătății
și al învățământului despre care n-am vorbit până acum, foarte pe scurt. În domeniul sănătății, știți scandalul cu infecțiile nozocomiale, Exifarma, cu diluat, cele produsele de dezinfectare și diluate și așa mai departe. Toate spitalele din România suferă din acest punct de vedere și sunt focare de infecție. Au penetrat microbii pereții, tencuiala, sporii, au penetrat grupurile sanitare, saltelele, tot. Absolut trebuie schimbat totul de acolo. Mai bine construiești un spital din temelii, din rădăcini. Și noi în programul nostru, în lege și ordine, avem acest lucru. Construirea unui spital. Unde? Într-un loc, Târgujiu? De așa manieră, Târgujiu? Bineînțeles, Târgujiu. Un spital așa. Județean sau municipal, în Târgu Jiu. Nu contează natura și proprietarul, că e municipiul Târgu Jiu, că e județul Gorj. Dar el trebuie construit din temelii. Pentru că la ora actuală sunt mascate aceste probleme grave de către însăși conducerea Consiliului Județean, de însăși conducerea Spitalului Județean de Urgență, de factorii de decizie de inspecție sanitară din județul Gorj. Sunt mușamalizate toate infecțiile nozocomiale și pacienții pleacă de acolo gata, bolnavi sau chiar muribunzi. Unii sunt foarte multe cazuri mortale. Am avut intervenție publică în Consiliul Județean pe această temă și închei. Deci construirea acelui spital. Trec la învățământ pentru că ceasul nu ne lasă să vorbim prea mult și vreau să vă spun că din punctul de vedere al învățământului, uitați-vă la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, care e o clădire monument istoric, lăsând la o parte că e un colegiu național de talie mondială, aș putea spune, și mai avem școli foarte bune și celelalte, să nu se supere. Nu vreau să mai nominalizez, dar acolo copiii învață în frig, pentru că primăria municipiului Târgu Jiu n-a făcut nimic. Nici o investiție amar de atâta timp, 16 ani de cât se laudă actuala administrație cu conduce și n-a făcut absolut nimic acolo. Deci din punctul de vedere al învățământului trebuie să rezolvăm aceste probleme la toate școlile, indiferent cum se numesc, să creăm condiții prielnice de învățare și să integrăm învățământul de așa manieră încât el să fie conectat cu practica. 10 secunde. Asta poate face administrația locală. Restul programelor este de competența ministerului. Din alt punct de vedere putem să generăm inițiativa creării unor școli. Copiii noștri sunt frustrați de dreptul de a învăța într-o limbă străină. Sunt frustrați de a învăța după principii moderne, după programe moderne și așa mai departe. Administrația locală poate interveni și poate face acest lucru pentru că este proprietar. Am înțeles, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Domnule Ion Voica, candidat, 3 minute jumate, spune... Regia, îi tăiem o jumătate de minut pentru că având în vedere electorale. Mulțumesc. Având în vedere faptul că domnul Banța spune că vrea să construiască un spital Consiliului Județean, având în vedere că la fel domnul Banța spune că ar dori să preia stațiunea Săcelu, eu aș veni cu propunerea ca Partidul Național Liberal, în situația în care va obține puterea la Consiliul Județean, să construiască acel spital în comuna Săcelu. Și vă și spun considerentele mele. Spuneți. La Novaci există spital, la Cărbunești există spital, la Sadu există spital, la Târgu Jiu există spital. La Săcelu există ape minerale, care pot fi folosite în rezolvarea problemelor de sănătate ale oamenilor, nu numai din județul Gorj, din toată regiunea Oltenia și nu numai din regiunea Oltenia. Ori, consider că aceste izvoare minerale sunt niște izvoare extraordinare și pot fi folosite la maximum. Ori, pentru a construi un spital în Săcelu, există teren suficient, Consiliul Județean vine cu banii. Adică îl pune primăria la dispoziție? Cu mare plăcere. Da? Cu mare plăcere pune la dispoziție pentru a face împreună ceva pentru locuitorii județului Gorj și pentru cetățenii comunei Săcelu. Atunci, acolo ar putea fi create locuri de muncă, nu numai pentru cetățenii din comuna Săcelu. Și îmi vine aici în minte, în acest moment, un lucru pe care trebuie să-l spun telespectatorilor, pe care trebuie să-l știți și dumneavoastră. În comuna Săcelu a fost angajat un asistent medical comunitar. Acel asistent medical comunitar cred că nu poate să lucreze decât în subordinea unui medic. Ori, atâta timp cât ai un asistent medical comunitar și ai un asistent social angajat la primărie, cred că este un nonsens. Cred că banii de la bugetul consolidat sunt dați la comuna Săcelu
fără temei legal, și cred că ideea domnului Banța cu spitalul este una foarte bună și cred că și propunerea mea ar fi transpusă în realitate. Atunci toți gorjenii ar vrea să meargă la spital la Săcelu. Atunci ar fi foarte bine. La sfârșit, atunci ar fi foarte bine pentru comuna Săcelu. Acum, legat de problemele și nevoile comunei Săcelu, revin la reconstituirea și constituirea dreptului de proprietate, care este un lucru necesar, urgent. Pentru asta instituțiile statului cu atribuții, domnul Banța mi-a spus că nu are Consiliul Județean atribuții, Prefectura Județului Gorj are atribuții, Guvernul României are atribuții, atâta timp cât Oficiul de Cadastru lucrează la comanda politică a Prefecturii Gorj, niciodată nu vor fi... Da, dar faceți o acuzație care nu puteți dovedi. O pot dovedi. De cum o dovedeți? Din anul acum. 2009, de când eram primarul comunei Săcelu, Oficiul de Cadastru refuză să mai scrie titluri de proprietate pe motivul că trebuie încheiate planurile parcelare. Ori... Da, nu așa prevede legea? Dar legea 18 prevedea așa. Păi, validarea dreptului... Au mai apărut vreo 10 legi de atunci, de la legea 18. Deci... trebuia urmată procedura legii 18 din 1991, iar validările să fie făcute după ce au fost încheiate planurile parcelare, iar titlurile de proprietate să nu fie obligația următorilor primari care au fost date anterior. Timpul. Mulțumesc. Haideți să vedem spotul electoral al domnului Ion Voica și continuăm ulterior. Mă numesc Ion Voica, sunt candidatul UNEPR la funcția de primar al comunei Săcelu. În perioada 2008-2012 am deținut funcția de primar al comunei Săcelu, iar faptele au dovedit că pot conduce comuna Săcelu. Votați Ion Voica și echipa mea de consilieri locali. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Am revenit în direct, dragi telespectatori, și continuăm cu domnul Constantin Handureanu, candidatul ALDE la primăria Consiliului Local, la funcția de primar. Ultima intervenție, domnule Handureanu. Bun. Deci, ce mai vreau să spun acum în final este faptul că echipa cu care fac sau cu care doresc să fac Consiliul Local este o echipă tânără. O echipă plină de entuziasm, la fel ca și mine, o echipă care are studiile necesare, competențele necesare, de aceea și sloganul nostru, competență și corectitudine. Ne dorim ca împreună cu oamenii, prin noi înșine, ca să preluăm și acest slogan al lui Dimitrie Brezulescu, să facem din comuna noastră o localitate de care să fim mândri când mergem într-o altă localitate sau când ne întâlnim cu colegi din alte zone. În acest sens vom coopta toți tinerii care au plecat din localitate și care au competențe pe anumite domenii, ingineri, avocați, asistenții medicali și așa mai departe, să intre cu noi în această bătălie pe termen lung. Nu avem pretenția că vom schimba localitatea noastră în 5 ani sau în 2 ani sau într-un an, dar sperăm ca în 20 de ani copiii noștri să fie mândri că fac parte din comunitatea Crazna. Îmi doresc foarte mult să avem o comună curată. Ecologia este una dintre dorințele mele. În acest sens
dorim o eficientizare a serviciului public pentru adunarea gunoiului, da, să fie și eficace. Știu că putem să facem o selecționare a gunoiului înainte de a fi colectat. Înainte de a fi profesor, am fost un an în cadrul primăriei Crasna ca inspector de impozite și taxe și am participat în cadrul unui parteneriat cu o comună din Franța, Saint-Florent-du-Bois. Acest parteneriat continuă și astăzi. Cei care fac parte din administrația primăriei Crasna din acest moment au fost acolo, au văzut cum se face acolo colectarea gunoiului menajer, ar fi trebuit să încerce să facă ceva mai mult în acest sens, astfel încât să nu mai ajungă tot felul de deșeuri și tot felul de gunoaie prin toate apele. De asemenea, este important și educația pe care vrem să o facem pentru noi. Nu întotdeauna primăria este de vină, nu întotdeauna administrația este de vină că noi aruncăm deșeurile și gunoaiele pe unde ne vine. Important este să finalizăm toate aducțiunile de apă, dar să fie la standarde de apă potabilă. Multe dintre sisteme în acest moment nu satisfac standardele de apă potabilă. Din această cauză pot să apară îmbolnăviri așa cum s-au întâmplat, Doamne ferește, din fericire. La dumneavoastră în Crasna? Poftim? Au apărut îmbolnăviri în Crasna? Nu, deocamdată nu au apărut, general. Tocmai asta vreau să spun că, din fericire, locuitorii comunei Crasna știu să-și folosească resursa de apă atunci când este necesar. Nu, dar e o acuzație gravă că nu e apa potabilă și nu vă pot lăsa să continuați această acuzație apa pentru că nu este, putem dovedi nu acum. Întotdeauna este apa este potabilă, dar cetățenii știu. Cetățenii știu când are această dreptate. Apă este potabilă și nu este potabilă ca să o folosească sau nu. Da, timpul s-a terminat și trebuie să ne luăm la revedere dacă mai aveți totuși, pentru că, să zicem, drept la replică nu se poate numi odată ce nu sunteți contracandidați, dar ne luăm la revedere și totuși dacă mai aveți câteva cuvinte fiecare cu acordul părților. Da, sigur, foarte scurt, eu să comunic un mesaj final, da. Dacă permisiunea dumneavoastră. Partidul Național Liberal a lansat programul Lege și Ordine, pe care în mare parte și în sumar vi l-am prezentat și care provine dinspre cetățeni spre noi, conceput de noi în sprijinul acestora și se adresează în primul și în primul rând tineretului. Pentru că acest lucru, lege și locuri de muncă, este o cerință care vine din rândul tineretului. Noi ne dorim foarte mult ca acești tineri să conștientizeze, să vină la vot, să nu mai ajungă ca ei sau părinții lor să plece să fie sclavii pe plantațiile străinilor. Mulțumesc tare mult, domnule Voica. Același lucru de îndemn pentru a prezenta la vot toți cetățenii comunei și cetățenii județului Gorj, pentru a-și desemna persoanele responsabile atât în comunitatea al cărui primar vreau să fiu, cât și la Consiliul Județean, cred că după 25 de ani ar trebui să se schimbe ceva, iar județul Gorj să fie condus, chiar sunt de acord cu domnul Banța, de Partidul Național Liberal, fără o asociație cu PSD. Na. Fără. Așa am și spus, fără o asociație cu PSD. Pentru că a fost tu, domnul Voica, sunteți la UNPR? Nu vine să cred. N-are importanță. Dacă am să fiu primar al comunei, să celul din partea UNPR-ului, împărtășesc ideile de la centru, însă eu n-am să fac alianță la nivel de comună cu PSD la Gorj. Corect. Ia uzi. Și domnul, să ne luăm la revedere. Eu de asta v-am dat cuvântul. Sigur. Eu îmi doresc ca tinerii să vină la vot, să fie curajoși, să acorde încrederea unor tineri care vor să facă treabă pe termen lung, care vor să fie alături de concetățenii lor. Mulțumim foarte mult, mulțumesc dragi invitați pentru prezența în studio, sunt convinsă că telespectatorii au avut ce afla de la dumneavoastră și că au stat alături de noi să afle ce intenționați să faceți dacă veți fi votați. Mă bucur că îndemnați oamenii la vot și eu îndemn oamenii la vot. Haideți să votăm și vedem după aia dacă am votat bine. Sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!